Președintele Franței a ajuns în Israel. Emmanuel Macron s-a întâlnit pe aeroportul din Tel Aviv cu familiile ostaticilor francezi care se află în mâinile Hamas, dar și cu rudele cetățenilor francezi uciși în raidul din 7 octombrie. Macron a mers apoi la o întrevedere cu președintele israelian Isaac Herzog, după care are întâlniri cu premierul Benjamin Netanyahu, cu președintele Isaac Herzog, precum și cu liderii opoziției Benny Gantz și Yair Lapid. Potrivit Palatului Elisee, mesajul președintelui francez este unul prin care se susține relansarea unui proces de pace pentru crearea unui stat palestinian în contrapartidă cu angajamentul țărilor din regiune pentru securitatea Israelului. De asemenea, Macron va avea probabil schimburi de opinii cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas, cu regele Iordaniei Abdullah al II-lea, cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi și cu liderii țărilor din Golf, a mai anunțat Palatul Elisee. Și discutăm în cele ce urmează cu domnul Andrei Jvarț, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Așadar, vedem această vizită a președintelui francez Emmanuel Macron în Israel. Iată că nu se rezumă doar la a se întâlni cu oficialii israelieni. Vedem că are în plan, conform anunțului făcut de Palatul Elisee, și discuții cu oficialii din lumea arabă. Ne așteptăm la ceva schimbări, la un plus în ceea ce se întâmplă acolo în Orientul Mijlociu? Din perspectiva mea, răspunsul este nu. Și o să încerc să explic de ce. Președintele Macron se va duce și la Ramallah, se va întâlni cu președintele autorității palestinene, Mahmoud Abbas, acolo și va avea aceste discuții telefonice cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, cu președintele Egiptului Abdel Fattah al-Sisi și cu lideri din țările arabe din Golf. Din păcate, faptul că merge la Ramallah nu ajută cu nimic în ceea ce privește acest război dintre gruparea teroristă Hamas și statul Israel. De ce? Pentru că președintele autorității palestiniene este, de fapt, un om mort dacă intră în Gaza, nu din partea israeliană, ci din partea palestinienilor afiliați Hamas, cei care, de altfel, i-au și izgonit de acolo după alegerile din 2006, pe reprezentanții Fatah, cei conduși încă și pe atunci de Abu Mazen, de Mahmoud Abbas. Deci această întâlnire pe care o va avea președintele Macron cu Mahmoud Abbas este una de PR pentru el, pentru populația de acasă, în special pentru musulmanii din Franța, care reprezintă un procent important din populație, un procent care s-a văzut în mod uneori violent pe străzi în aceste două săptămâni de după pogromul din Sâmbăta Neagră, cum este cunoscută deja în Israel. Ne uităm așadar la această întâlnire pe care o va avea cu liderii lumii arabe. Este mai degrabă una de imagine. Până la urmă trebuie să ținem cont și de faptul că știm că în Franța sunt foarte mulți cetățeni musulmani. De altfel, discutam ieri cu un jurnalist francez care ne spunea că sunt date referitoare la faptul că ar fi acolo aproximativ 5 milioane de musulmani, iar 5.000 dintre aceștia sunt în vizorul autorităților de securitate. Așadar, ar putea fi măcar un plus pentru Franța această întâlnire a lui Emmanuel Macron cu liderii lumii arabe? Da, în această cheie aș vedea și eu această întâlnire, în primul rând cu Abu Mazen, cu Mahmoud Abbas și, mă rog, discuțiile pe care le va avea cu alți lideri arabi din zonă. În cheia intereselor Franței, nu neapărat în ceea ce privește interesul de stabilitate din regiune și în niciun caz nu poate să aibă un rol Franța în ceea ce privește ajungerea la oprirea focului, ca să spunem așa, acest conflict. Ceea ce ar putea să facă Franța este să încerce să discute și știu că au fost asemenea discuții cu președintele Libanului, cu prim-ministrul Libanului, pentru că acolo este rolul istoric
și relația istorică a Franței mai degrabă în lumea arabă, în Liban și în Siria în trecut. Dar chiar și acest rol, chiar și această greutate a cuvântului președintelui Franței în Liban sau în Siria s-a disipat în ultimele decenii, pe măsură ce în Liban gruparea teroristă Hezbollah a preluat controlul. Libanul, chiar dacă are un președinte și un guvern, este de fapt controlat, strangulat de către mișcarea teroristă Hezbollah. Domnule Schwartz, ne uităm la mesajul Hamas, un mesaj extrem de îngrijorător dat în urmă cu puțin timp, și anume Israelul este prima țintă, vor să conducă întreaga lume, spun cei din gruparea teroristă Hamas, că nu vor mai exista evrei sau creștini, ci musulmanii vor cuceri lumea. În ce cheie să vedem această amenințare? Este doar o declarație sau ar putea lua amploare tot ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu la nivel global? Ideologia lor este clară. Este ideologia Daesh-ului, e ideologia altor forme de organizare a islamului fundamentalist. Islamul fundamentalist, fie că este vorba de cel sunit sau de reversul șiit al acestuia, își propune exact acest lucru, ca islamul să fie singura religie și în această variantă violentă în întreaga lume. Nu se referă la un teritoriu anume. Nu, ambițiile nu sunt nu sunt naționaliste, ci sunt imperialiste și genocidare pentru cei care nu acceptă această viziune asupra lumii. Deci, da, noi trebuie să fim îngrijorați, trebuie să-i credem pe cuvânt. Nu este vorba doar de niște amenințări, ci este vorba de acțiuni, după cum vedem. Și la fel am văzut sub alte forme de organizare, după cum spuneam, sub forma statului islamic, cum tinerii care au mers la concertul Ariane Grande, la Manchester Arena, de exemplu, au fost masacrați în numele aceleiași ideologii, sau cei care mergeau la un supermarket vineri seara la Paris și așa mai departe, apropo de jurnalistul din Franța cu care ați discutat înainte. Trebuie să-i credem, trebuie să ne pregătim să contracarăm aceste acțiuni ale lor. Ideologia este mai greu de contracarat. Domnule Schwartz, vă propun să rămâneți alături de mine pentru că vedem că este o altă temă care îngrijorează și Europa de data aceasta, pentru că odată cu izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, Europa se vede în fața unui pericol pe care l-a mai testat și în 2015. Migrația. Tot mai multe state din Uniunea Europeană trag semnale de alarmă că am putea avea de-a face cu o nouă criză a migrației și că dacă nu există un plan comun de a opri valul de migranți, în cea mai mare parte a lor islamiști, Europa va avea de suferit. Pe lângă banii cheltuiți cu migranții care ar putea invada Occidentul, apare amenințarea atentatelor teroriste. Atentate care deocamdată se rezumă la atacuri asupra unor persoane și sunt răzlețe. Însă nu putem să nu ținem cont de cele mai recente chemări la luptă lansate de ISIS și Al-Qaeda, care cer adepților lor să lanseze atacuri în Europa. Discutăm în continuare pe acest subiect. Iată așadar cât este, în opinia dumneavoastră, de mare amenințarea, dar mai ales riscul în care vedem că este posibil, pentru că inclusiv Grecia se arată îngrijorată de faptul că am putea vedea un foarte mare val de migrație în continuare. Ar trebui un pic să ne uităm cu atenție la din punct de vedere topografic, geografic, la ce se întâmplă. În primul rând, populația palestiniană din fâșia Gaza, după cum am putut vedea, nu poate să iasă de acolo. De ce? Nu numai pentru că Israelul încearcă să se protejeze de o repetare a masacrului din sâmbăta de 7 octombrie. Deci granița cu Israelul este, să sperăm, securizată acum. Dar nici Egiptul nu dorește să permită palestinienilor să vină în teritoriul egiptean. Și ne referim aici la civilii neangajați în lupta teroristă. Deci un influx de refugiați, dacă e să-i numim așa, dinspre Gaza, spre Europa, este puțin probabil.
De asemenea, pe mare există o blocadă în aceste momente organizată de către forțele armate navale ale Israelului. Deci nu ar fi căi de... Desigur, dar nu vorbim doar despre cetățenii civili care se află acum în fâșia Gaza, care nu pot ieși de acolo, ci și despre cei care se află în lumea arabă, în statele vecine. Da, sunt palestinieni care trăiesc, unii dintre ei din 1948, alții din 1967, în țări precum Libanul, e adevărat, sau Iordania. Iar aceste țări nu au oferit cetățenie acestor arab-palestinieni. De ce? Am mai explicat cu prilejul altor intervenții la dumneavoastră în emisiune. Pentru a menține acest punct fierbinte, acest cadou fierbinte și pentru a putea direcționa în acest fel ura către Israel. Ura unor popoare oprimate altfel de către proprii lideri dictatoriali. Am mai văzut de asemenea, după cum spuneați, în 2015 și în perioada războiului din Siria, cum Federația Rusă cel puțin aceasta este una dintre teorii, a ațețat toate părțile din acel conflict de acolo și pentru a transfera și a pune presiune asupra Europei printr-un val masiv de milioane de migranți din Siria. Și asta s-a întâmplat pe două căi, prin Turcia, care are câteva milioane într-adevăr de sirieni care sunt refugiați acolo și pe care cu multe ocazii a amenințat Uniunea Europeană că le va permite să meargă către Grecia și apoi către restul Europei. Și pe cealaltă parte am văzut cum înainte de invazia rusă în Ucraina, cu câteva luni înainte și cu un an înainte, au fost chiar transporturi pe cale aeriană facilitate de către Rusia, către Belarus, pentru ca apoi să se încerce forțarea graniței cu Polonia dinspre Belarus.